Bine, v-am regăsit la horoscopul zilei de joi. Nu uitați să vedeți horoscopul săptămânii, că avem un final de săptămână cu lună nouă. Voi pregăti, probabil, peste weekend și oracolscopul pentru luna nouă din Leu, de pe 8. Până atunci vor fi gata toate horoscoapele. Imediat după acest horoscop mai filmez încă două, probabil mai rămâne unul pe mâine și gata horoscoapele pentru luna august. Aveți ce vedea, le găsiți pe toate într-un playlist dedicat sau pe prima pagină din site-ul aquaria.com. Astea sunt noutățile săptămânii. Acum am să intru direct în povestea zilei de joi, de aceea vă invit să căutați în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră și mergeți direct acolo pentru horoscopul zilei. Pentru Berbec este o zi a destăinuirilor, probabil, de natură sentimentală. Aveți în preajma voastră o persoană față de care aveți niște sentimente cu totul speciale, vă pune sufletul pe jărate, sunteți emoționat, sunteți mai reținut, mai rezervat, mai timid, poate, pentru că ați vrea, voi ați vrea să faceți acolo niște destăinuiri cu totul și cu totul speciale, încă mai aveți planete acolo în Leu și sunteți încă îndemnat. Și duminică, cu atât mai mult când va fi și luna nouă, sunteți încă îndemnat să vă aruncați în iubire, să porniți motoarele iubirii la modul cel mai serios. Dar s-ar putea persoana asta care cumva gravitează în jurul vostru să vă intimideze foarte tare. Ori e o persoană extrem de frumoasă, poate o persoană cu o personalitate aparte, o energie aparte, numai când apare vă face ziua mai frumoasă, dar probabil pe unii, dacă sunteți firi mai sensibile, mai timide, deși nu așa este berbecul, dar pot fi și astfel de oameni printre cei care mă privesc acum, parcă nu aveți curajul să vă exprimați punctul de vedere, sentimentele, emoția, frica. Emoția. De oricare natură ar fi emoția. Poate fi o emoție pozitivă, dragoste, atracție, dar poate fi și o emoție mai puțin pozitivă. Frică, dubiu, îndoială, suspiciune și preferați cumva să păstrați tăcerea. Țineți în voi niște sentimente extrem de puternice. Probabil pe chipul vostru se vede așa că se întâmplă ceva în sufletul vostru, dar aveți o mai mare nevoie de siguranță. Înainte de a spune ceea ce simțiți, vreți să fiți sigur pe persoana din fața voastră. Și de aceea cumva așteptați semnale din partea sa. De acolo să vină un motiv de a vă apropia și voi mai mult, de acolo să vină niște declarații, de acolo să vină niște semnale că ar putea fi ceva reciproc în această poveste. Voi sunteți mai distanți, mai tăcuți, mai secretoși poate, poate țineți în voi foarte tare ceea ce simțiți, de parcă așteptați momentul când veți face destăinuirea. Pentru foarte puțini berbeci poate fi vorba de două iubiri. Aveți două persoane în suflet, două persoane în fața voastră și nu știți ce să faceți, pe care să o alegeți, cu care să mergeți mai departe. Poate o vreme oscilați așa, fluctuați între cele două planuri, dar pe semne că simțiți că se apropie momentul acela când trebuie să decideți între cele două căi de mers. Taurii sunt foarte preocupați de niște chestiuni, probabil de natură profesională, la serviciu, poate niște examene pe care trebuie să le dați, poate niște întâlniri, poate niște întâlniri mai deosebite la nivel înalt, așa, cu niște persoane pe care voi le apreciați, le admirați, poate cu șeful, cu directorul, cu angajatorul, cu un coordonator, cu un specialist, cu un expert, deci este o persoană de la care simțiți că aveți foarte multe de învățat, de câștigat. E o mândrie pentru voi că această persoană își face timp de voi. Stați cu urechile pâlnie la ce vă transmite acest om, dar poate și voi trebuie să lăsați o impresie foarte bună. Poate un fel de competiție, care pe care, care e cel mai bun, ori direct în comparație cu această persoană, clar, o persoană deosebită, are un avantaj, un atu, o calitate a sa care îl ajută să se remarce,
ori cu alte persoane ca să ieșiți în ochii, în atenția acestei persoane într-un mod deosebit. Poate fi o zi de succes pentru unii tauri. Succes de a obține premiul întâi, nota cea mai bună, locul 1, o ofertă, să fiți printre cei de top, probabil. Dar, pe de altă parte, stați cu urechile pâlnie la toate informațiile care ajung către voi, că printre toate aceste persoane cu care aveți contacte astăzi, este un om care deține cheia unei probleme, unei întrebări care vă macină pe voi. Voi nu știți. Căutați, întrebați în stânga și în dreapta, vă informați într-un fel sau altul și vine această persoană cu soluția voastră salvatoare, deci stați cu ochii larg deschiși la oamenii care vă apar în cale, că printre ei poate fi cineva cu adevărat special. Gemenii sunt în fața unui final, dar pentru a porni în altă direcție. Sunteți așa într-un moment de finish, se încheie o etapă din viața voastră, un capitol din viața voastră, ca tot de acum să și dați drumul la un sens nou. Să zicem, poate nu chiar astăzi, dar cel puțin la luna nouă de duminică, pe semne că sunteți gata să începeți într-o nouă direcție. Dar hai să spunem că e ceva așa care se încheie, dar deja ați pornit. Sau ca să porniți într-o direcție nouă, trebuie să închideți mai întâi un capitol care probabil e pe ultima sută de metri. Sunt ultimele retușuri, ultimele detalii pe care trebuie să le puneți în această activitate. Deci nu vă aruncați deja într-o direcție nouă cât timp nu sunteți convins că ați pus ultimul punct la ceea ce, iată, se apropie de sfârșit. Probabil vă atrage ceva atât de mult deja la orizont încât nu puteți, aproape că vă vine să abandonați acel proiect pe ultima sută de metri ca deja să virați în direcția cealaltă. Nu faceți asta, încercați să vă duceți la bun sfârșit acel capitol care e pe ultima sută de metri, că oricum într-o zi, chiar dacă abandonați fără să-i puneți punct, într-o zi tot aici vă veți întoarce. Deci mai bine vă asigurați că ați pus totul acolo unde trebuie, ați pus punctul final, i-ați dat drumul în univers și abia după aceea, după o perioadă mică de bilanță, vedeți nivelul la care ați ajuns, să porniți în noua direcție. E ceva de genul, nici n-ați încheiat bine o relație că deja începeți alta, nici n-ați plecat de la un job că deja vă cheamă nou angajator în altă direcție, nici n-ați terminat un proiect la care munciți de ceva vreme că deja vă preocupă următorul. Nu! Chiar dacă voi, gemeni, să știe că puteți lucra și pe două fronturi, nu într-o astfel de situație, nu cu un picior într-o barcă ce se apropie de finish și cu un picior într-o barcă ce e gata să pornească de la start. Fiți convinși așadar că etapa veche e trecut și etapa nouă e viitor, imediat după ce se încheie tot ceea ce se apropie acum de sfârșit. Racii sunt într-un moment de relaxare de natură sentimentală, emoțională. Pentru unii poate fi vorba de o călătorie. Plecați într-o excursie, într-o drumeție, la mare, într-o croazieră. Deci e o mare nevoie a voastră de odihnă, dar departe de mediul cu care sunteți obișnuiți, departe de serviciu, departe de griji, departe de probleme. Ideal ar fi. Alții tot o eliberare vor, dar mai degrabă o eliberare de natură sentimentală, poate. Vreți să ieșiți dintr-o relație care nu prea, ori e foarte agitată de la o vreme, ori nu mai puteți voi gestiona așa cum se cuvine. Și unii rar se gândesc deja la o separare, la o plecare, la o mutare de direcție sau doar de trecere la un alt nivel în relația respectivă. Și nivelul următor înseamnă echilibru, armonie, liniște, calmarea spiritelor, acea relaxare de care ziceam, pace. Voi vreți pace, voi vreți în relația respectivă să se instaleze odată liniștea aia pe care voi o iubiți atât de mult, că prea a fost stres, prea a fost agitație, probabil ați avut o viață sentimentală un pic cam bulversantă în ultima vreme și de asta vreți altceva. Bun, când zic altceva poate să însemne chiar și o perioadă de distanțare de persoana iubită. Hai să luăm o pauză, să punem relația la încercare, să ne liniștim, să ne fie dor. Pentru că e posibil să vă fi sufocat prea mult unul pe altul, să vă fi
să fi stat prea mult unul în compania celuilalt și asta să fi îngreuiat un pic atmosfera în relația respectivă. Deci pentru unii rași poate fi vorba de o relaxare de plăcere, o călătorie de plăcere, poate cu conotații sentimentale, deci împreună cu persoana iubită. Pentru alții poate fi o schimbare de atmosferă chiar și la locul de muncă, da. De-aia ziceam că e o schimbare de atmosferă, probabil plecând în vacanță, nu vă mai gândiți la ceea ce se întâmplă la serviciu și clar că lucrul ăsta vă relaxează. Deci poate fi vorba și de așa ceva, lăsați totul baltă și plecați undeva să vă liniștiți, sau de această trecătoare, probabil separare, despărțire, distanțare față de o persoană dragă, ca să puneți relația la încercare. Pentru lei, pe voi vă preocupă foarte mult ori afacerile. Dacă aveți o afacere proprie a voastră, s-ar putea să meargă foarte bine și investiți acolo timp, energie, resurse, plăcere, entuziasm, tot ce aveți mai bun, investiți în această afacere și normal că atunci când munciți cu atâta sârg, apar și rezultatele foarte bune. Alții investesc, tot investesc, dar nu într-o afacere, ci într-o relație, nu neapărat de iubire, o relație de afaceri, o relație de prietenie, o relație de colaborare. Dar chiar dacă aveți pe cineva în fața voastră, voi vreți totuși să păstrați controlul asupra acestei relații. Voi să fiți șeful, voi să fiți coordonatorul sau chiar să vă păstrați independența. Bun, să fiți împreună cu cineva, prieten, colaborator, ce-o fi acolo, asociat, partener. Dar totuși să aveți timpul vostru, viața voastră, lumea voastră, spațiul vostru. Nu vreți să fiți non-stop cu această persoană. Doar așa o să apreciați valoarea acestui om, dacă vă respectă nevoile, dorințele personale. Nu vreți să fiți condus de acest om. Clar, o persoană ca voi cu dorință de conducere vrea să fie șeful în orice fel de relație și dacă aveți această libertate, totul va merge bine. Nu prea veți putea da randament într-o relație în care celălalt vă conduce, celălalt vă domină, celălalt vă controlează, dar dacă aveți voi frâiele, toate resursele în mâna voastră, relația va merge de minune. Probabil cineva trebuie să se erigeze în lider și o veți face voi, probabil și cel mai pregătit să fiți liderul acestei conexiuni, de orice natură ar fi ea, și felul cum energia pe care o investiți voi în această relație dă valoare acestei relații. Faptul că voi o vedeți de top, voi apreciați omul din fața voastră, voi îl admirați, voi îl respectați, clar că același lucru îl vreți înapoi și foarte posibil să primiți același lucru înapoi, tocmai pentru că voi vă comportați perfect, frumos, minunat cu omul din fața voastră. Pentru fecioare, voi jucați un rol marcant în viața unei persoane, probabil mult mai tinere decât voi. Voi aveți experiență de viață mai multă decât o persoană care este acum la primii pași. Poate un coleg de serviciu, dar care nu știe, nu se descurcă într-un anumit domeniu, dar în care voi sunteți deja pregătiți foarte bine. Poate e o relație de genul părinte-copil, poate e o relație bunic-nepot. Deci sunt niște diferențe de generații acolo și nu numai de generații, ci și de nivel de pregătire, de experiență. Voi, net, superior, mai învățați, mai trecuți prin viață, mai experimentați, mai bătrâni, mai maturi, mai responsabili. Ceilalți încă jucăuși, încă la început, niște boboci, niște începători într-un anumit domeniu. Dar e un schimb, cum ziceam, foarte bun de energii, de idei, pentru că îl puteți învăța foarte mult pe acest începător, novice. El încă mai privește lucrurile foarte superficial, ca un copilaș așa care se joacă, las că e simplu, las că e ușor, voi vă duceți acolo cu lecția învățată și prin exemplu personal îi arătați celuilalt că nu-i chiar de joacă. Problema aceea cu care se confruntă și din care are foarte mult de învățat e serioasă, frate, nu e o distracție, nu e o aventură. Celălalt așa o tratează, ca pe ceva floare la ureche. E entuziasmul celui care e la început, entuziasmul celui tânăr și neștiutor, că are impresia că tot ce zboară se mănâncă. Voi nu vă duceți acolo ca un
om matur, ca un înțelept, ca înțeleptul satului, așa, filozoful satului, și vreți să-i arătați omului respectiv, tânărului respectiv, că viața e complicată, nu ca să-l speriați, ca să-l pregătiți, ca să-l învățați, ca să-i predați ștafeta mai departe. Foarte posibil să rămână acest tânăr cu foarte multe informații extrem de utile în urma discuției cu voi, pentru că voi le deschideți mintea celor tineri, celor începători, celor naivi, celor aflați la început de drum, indiferent de planul în care voi sunteți acolo să-i învățați pe aceștia. Orice ar însemna. O mamă învață pe fică să facă mâncare. Un tată îl învață pe fiu să-și repare bicicleta. Și astea sunt niște predări de ștafetă a celui bătrân, mă rog, matur, adult, trecut prin viață către cel aflat în, la primii pași într-un anumit domeniu. Pentru balanță este o zi mai agresivă, agitată, mai bine zis, nu agresivă. Voi sunteți puși pe fapte mari, aveți foarte multă energie și vreți să o consumați într-un anumit sens, într-o anumită direcție. Dar trebuie să fiți atenți cu cine faceți echipă, că s-ar putea să dați peste oameni extrem de agresivi la rândule și nervii voștri versus nervii lor pot naște dispute aprinse, încât disputele astea aprinse pot ajunge la adevărate scandaluri, la o ceartă, chiar la o ruptură. O relație se poate rupe într-un moment de răbufnire în care ori voi, ori celălalt nu poate ține sub control nervii. Nu e genul vostru să fiți atât de nervos, atât de agitat, dar foarte posibil ca cei din fața voastră să vă încarce de asemenea energie. Vă irită, vă enervează, vă scot din sărite oamenii ăștia, pentru că probabil spun nu la tot ce spuneți voi. Se opun, o țin pe-a lor, sunt încăpățânați, sunt gică contra la tot ceea ce aveți voi de spus. Au impresia că nu mai au dreptate. Deși voi puneți acolo tot ce aveți mai bun în joc în această relație, dar problema sunt acești oameni. Oamenii ăștia care vor musai să aibă ei ultimul cuvânt. Poate dați de personalități foarte dinamice, de felul lor, energetice, de exemplu, o zodie de foc care ține pe-a lui neapărat, e, cel mai deștept trebuie să cedeze și de data asta voi trebuie să fiți aceia. Deci dacă vedeți că tensiunea crește la primii pași a unei întrevederi, stați departe, nu turnați gaz pe foc, nu îl iritați mai tare pe celălalt. Dacă vedeți că ridică tonul, retrăgeți-vă la timp, pentru că dacă și voi aprindeți fitilul din două direcții, se poate naște un război de toată frumusețea și în care celălalt nu se va lăsa cu una cu două. Mi-e teamă că celălalt ar putea fi mult mai agresiv în atitudine, mult vă va ataca. Dacă reacționați voi cumva agresiv, celălalt contraofensiva sa va fi și mai dură și s-ar putea ca voi să ieșiți cei șifonați, cei supărați, cei răniți din toată povestea asta, că ceilalți nu se lasă. Celălalt e foarte pus pe victorie cu orice preț, calcă peste cadavre pentru a avea ultimul cuvânt și nu ține cont de starea în care sunteți voi. Și foarte posibil să vă înfrângă prin această supremație de energie net superioară vouă. Pentru scorpioni, ceva lipsește în viața voastră, aveți un motiv de supărare, o dezamăgire, vă simțiți singur, ceva lipsește. De aceea nu trebuie să vă cramponați de ceea ce lipsește. Să zicem, nu e persoana iubită lângă voi sau relația cu persoana iubită nu merge tocmai bine sau atmosfera din casă, din familia voastră nu e tocmai cea mai fericită. Pe undeva a apărut o fisură, o supărare. Dar cu siguranță puteți să vă concentrați toată atenția pe alt plan al vieții, unde lucrurile sunt de top. Dacă iubirea lipsește, poate stați bine cu banii. Dacă sănătatea scârție, poate aveți prieteni dragi alături. Întotdeauna există ceva în compensație pe plin, pe plus, spre care merită să vă îndreptați atenția. Nu stați și vă plângeți de milă că undeva coșul e gol, când alte coșuri din viața voastră sunt doldora de resurse.
Unii au bani, alții au iubire, alții au succes la serviciu, alții au mult de lucru, alții sunt într-o vacanță, alții au. Deci există sentimentul ăsta de a avea bogăție, abundență, prosperitate. Și n-are rost să vă cramponați de ceva unde ceva lipsește. Da, pe undeva, dacă puneți în balanță ce aveți într-un plan al vieții și nu prea e, și cu ce aveți în alt plan al vieții și e foarte mult, clar că trebuie să vă concentrați toată atenția spre zona profitabilă, prosperă, fericită, abundentă, că de acolo vin, de acolo vine echilibru vostru. Da, când ceva e jos, ceva e sus, clar că se poate face o medie între cele două extreme și voi știți ce sunt acele extreme, faceți o medie între extreme și vă recăpătați cumva echilibru. Săgetătorii sunt foarte activi, vă puneți foarte bine în valoare personalitatea, autoritatea, energia, acțiunea, cheful de acțiune, inițiativa. Poate pentru că aveți ocazia de a vă confrunta cu o persoană, posibil un leu, deci o persoană cu autoritate, cu personalitate, sau dacă nu e leu, are atitudinea aceasta de leu. Și știți cum sunt leii, orgolioși, mândri, cu nasul pe sus, aroganți. Mă rog, puteți avea parte de un astfel de om net superior vouă, ca funcție, ca poziție, ca energie, ca tupeu, ca ceva clar mai bun decât voi. Dar nu-i merge. E doar tupeu, să zicem, din partea acestui om. Că voi puteți să-l dominați fără a apela la instrumentele sale. Că el apelează la aceste calități, să zicem, ale lui. Superioritate, supremație, dominare, autoritate, ton ridicat, poziție, funcție, prestanță. Are cu ce, clar. Și altă dată v-ar fi intimidat cu această atitudine sa de lider, de șef, de capitan. Dar voi aveți alt as în mânecă, încât îl puteți înfrânge pe acest om și puteți înfrânge la, nu la modul negativ, că nu o să jubilați acum în fața unui eșec, că nu asta este vorba. Îl dominați, îl controlați, îi sunteți superior, îl îngenunchiați, nu-l umiliți, nu-l faceți să șlingă rănile, că nu asta e interesul vostru. Voi vreți să-i demonstrați că sunteți mai bun într-un anumit plan al vieții, dar fără a apela taman la energiile sale de păun plin de sine. O să-i demonstrați că nu cu tupeu, nu cu putere, nu cu funcție, nu cu ton ridicat, nu cu pumn în masă, nu cu acele instrumentele sale vă puteți atinge scopurile, ci prin valoare, prin iubire, prin bunătate, prin ceea ce reprezentați voi. Și mergeți mai departe pe această cale fără să-i picați în plasă celuilalt, că s-ar putea să vă irite, să vă zgândere orgoliu, hai, dar cum, dar vino și te luptă cu mine dacă ești grozav. Dar voi sunteți mai grozav decât el fără a călca pe urmele sale de om care are impresia că totul îi se cuvine, are impresia că e succesul lui. E cam povestea aia cu iepurile și cu broasca țestoasă care erau în competiție. Iepurile era convins că succesul e al lui. E al meu, nici nu trebuie să mă agit, stau și fumez o țigară până când mă ajunge din urmă broasca țestoasă. E bine, voi aveți alte aturi și îl depășiți pe acest om, îl reduceți la tăcere încât valoarea voastră de departe se va face remarcată, dar pe alte căi decât cele la care nu-i musai să fie leu, dar celălalt om care se știe din start avantajat, îl puteți depăși cu brio. Pentru Capricorn, faceți echipă foarte bună cu partenerul de viață, discutați despre viitor, trebuie să luați niște decizii pentru voi și familia voastră, cuibul vostru, căsnicia voastră. Pentru unii, poate fi momentul deciziei unei căsătorii, unei nunți, unei cununii, unui pas important în viața sentimentală de familie. Alții poate abia acum cunosc pe cineva. Nici nu știți cum, de unde sare iepurile și apare în calea voastră o persoană
față de care aveți o atracție deosebită, iubire, magnetism acolo, vă îndrăgostiți lulea. Și numai că vă îndrăgostiți lulea, vă inspiră acest om că e ce ați căutat toată viața. E fericire, e entuziasm, e căldură, e foc viu ceea ce simțiți acolo. Și de aceea voi s-ar putea, nici nu v-ați cunoscut bine, că deja faceți planul de viitor. Vă grăbiți, vă cam grăbiți. Bun, nu-i musai să fie un eșec. Dacă vă grăbiți, nu înseamnă că poate fi un eșec. Dar deja voi vă gândiți la pașii următori. Și sună bine, e promițătoare această relație. Și din partea cealaltă vine foarte multă energie pozitivă, entuziasm, bucurie, chef de a construi ceva. Dar clar că rolul decisiv în această poveste sunteți voi. Voi sunteți cei care vin cu promisiunile, cu intențiile, cu propunerile, cu planurile de viitor. Celălalt doar vă acompaniază, vă susține, vine cu partea sa, dar de voi depinde. Ca tare, cererea în căsătorie poate veni de la voi. Invitația de a începe o relație vine de la voi. Promisiunile, angajamentele de viitor cumva vin de la voi, dar existând o comuniune foarte bună de energie acolo. Gândiți la fel, visați spre același viitor, așteptați cu toți același lucru. Iubirea generează fericire. Sunteți fericiți alături de cineva drag alături. Omul acesta pe care l-aveți alături vă inspiră tot ce poate fi mai frumos în plan sentimental. Fie că abia acum apare, fie că deja există, dar perspectivele spre care priviți împreună sună foarte promițător. Pentru vărsător este o zi bună pentru împăcări, pentru discuții de la suflet la suflet. Poate erați într-un dezechilibru, într-o relație de care o fi fost ea, de prietenie, de un parteneriat. Erați într-un parteneriat în care ceva scârția. Apăruse o scindare acolo, parcă fiecare ați mers pe căi diferite, dar de data asta invitațiile la dialog vin din partea cealaltă, din partea celuilalt. Nu contează cine e vinovat, cine a generat tensiunea în toată povestea asta, nici nu contează ce ați făcut voi în această direcție, pentru că vedeți din partea cealaltă semnale de invitații la dialog, explicații, lămuriri, scuze, ceva care arată din partea cealaltă o dorință de a restabili echilibru, liniștea în relația respectivă. Foarte posibil să fie legat de viața de cuplu, de iubire, că v-ați certat, v-ați supărat, a fost o dezamăgire acolo, a fost poate chiar o ruptură care a durat o vreme. Și iată, după ceva vreme de stat departe, în care fiecare s-a gândit, a analizat situația pe toate fețele, probabil între timp și dorul a început să devină foarte puternic, vedeți din partea celuilalt un semnal că vrea să se apropie, că vrea să dea explicații, că vrea să o luați de la capăt, că mai vrea o șansă. Repet, nu contează cine a greșit în povestea asta, dar voi stați de ceva vreme și așteptați și se pare că primiți un mesaj, o invitație la discuții, un dar frumos, o declarație de dragoste, o declarație de dor, o părere de rău, dar este exact ce aveați nevoie și unul și altul pentru a deschide o poartă din nou către refacerea acestei relații. Probabil fiecare suferea în sinea lui, în lumea lui, și acum din nou găsiți o ușă deschisă între lumea voastră și lumea celuilalt, astfel încât să restabiliți armonia și poate dragostea de odinioară. Și am ajuns și la pești, care au în preajmă persoane care le cam creează neplăceri. Nu aveți colaboratori, colegi, parteneri, mă rog, oameni în jurul vostru care se comportă corect cu voi. Așa cum sunteți voi de obicei, din nou trebuie să faceți multe sacrificii, compromisuri, concesii de dragul altuia. Treceți cu vederea și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată tot felul de atitudini injuste din partea celuilalt sau celorlalți, că poate e vorba de mai multe persoane.
Și se pare că nu e prima dată când faceți lucrul ăsta. Persoana asta care vă greșește acum, prin minciună, prin trădare, prin înșelare, printr-o decepție, nu e prima dată când v-a creat acest prejudiciu. A mai făcut-o, l-ați iertat, a mai făcut-o odată, iar l-ați iertat, a mai făcut-o odată. E, s-ar putea de data asta unii să nu mai puteți tolera și să ajungeți într-un moment în care reacționați, ripostați, vreți să rupeți relația, până unde, câtă toleranță să aveți, că aveți și voi o limită a suportabilității, că pe semne că acest om a cam întins coarda, a văzut că l-ați iertat odată, de două ori, tot insistă, dar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Pentru unii poate fi reacția aia finală, stop, știi ce, gata, până aici, ne vedem de drum, du-te și fraierește pe altul, folosește-te de altul și punct. Unii. Alții, iar și iar și iar, trec cu vederea. Rămâne de văzut cine este această persoană pe care vreți din nou să o iertați. Poate nu merită să o mai iertați, dar dacă e persoană dragă, din familie, copilul, părintele, soțul, clar că nu o să puteți fi atât de intransigent pe cât ar trebui. Foarte puțini pești însă au acest curaj de a spune lucrurilor pe nume și probabil și pe parcursul lunii o să mai aveți lucrul ăsta, vedeți horoscopul lunii pentru voi, în care pentru unii vi s-a umplut realmente paharul și planetele acelea din fecioară, din sectorul parteneriatelor, că e vorba de cineva cu care aveți voi de-a face, că e în cuplu, că e în afaceri, nu contează, e acel om care v-a greșit a nu știu câta oară, nu mai trebuie iertat. Și trebuie să vă faceți singur dreptate. Că dacă iar îi tolerați, creați din nou antecedente și această persoană va profita și va greși din nou și data viitoare. Vedeți, voi analizați dacă merită să-l iertați, iarăși să-i mai dați o șansă sau gata, frate, ne vedem de drum și aici se despart căile noastre. Cam asta este ziua de 5 august, nu uitați de horoscopul săptămânii, care vorbesc mult despre luna nouă din weekend și de horoscoapele lunii august. O zi bună vă doresc!